Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. Avem plăcerea ca în studio, în această seară, să vină domnul Costin Scurtu, directorul Muzeului, Muzeului Militar Național din Constanța, căruia îi spunem bun venit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, este o mare onoare și o mare bucurie sufletească, mai ales că suntem în preajma unui eveniment de anvergură. Da, de fapt emisiunea noastră este dedicată sărbătorii naționale de mâine, Unirea Basarabiei cu România, 100 de ani de la această aniversare. Dar să explicăm spectatorilor că mai avem un motiv acela de a fi dumneavoastră invitat, faptul că dumneavoastră sunteți de fapt fiul al gorjului, chiar dacă v-ați consacrat pe, pe meleaguri constățene, reveniți acasă de, câte ori, acasă de câte ori puteți. Și cred că în ultima vreme chiar pot să spun că m-am implicat în diferitele proiecte ale gorjului, pe care nu doar să le desfășurăm aici, pe plan local, ci să le promovăm pe plan național și, bineînțeles, internațional. Ne bucurăm pentru că reușiți să faceți acest lucru, să ajutați Gorju și în același timp să se facă aici la Târgu Jiu acțiuni iată de anvergură națională, că din momentul ce avem, mai ales în evenimentul de mâine despre care o să vorbim în emisiunea de astăzi, avem reprezentantul toată țara, avem reprezentată iată și Constanța și Dobrogea, este cu atât, cu atât mai bine, cu atât mai important ca relevanță să zicem așa, forma națională a manifestării. Cu siguranță reprezint filiala Constanța, Muzeul Militar Național, Regele Ferdinand I. Este una dintre cele mai puternice filiale ale acestei instituții unice în România, care are ca obiect de activitate tocmai păstrarea tradițiilor militare românești, promovarea tradițiilor și ale artei militare, iar pe fiind pe plan local în Constanța, avem în vedere de a concretiza evoluția artei militare dobrogene. Și cum bine a spus, fiind fiul al gorjului, nu pot să uit vreo clipă de unde provin, sângele apă nu se face, cum spunem fiecare, și doresc și eu, cu modestia mea, să fiu alături de toți gorjenii la evenimentele pe care le organizează, la care participă și mai este ceva. Aici găsim un suflet care bate nu numai pentru Gorj, nu numai pentru Oltenia, ci pentru toată România. Și aceasta trebuie să afle toți românii. Da, important acest mesaj, mai ales într-o zi specială, cum spuneam. Avem sărbătoare națională legată de unirea Basarabiei cu România, în niște circunstanțe cel puțin uh, noi față de alți ani, și anume faptul că peste 130 de localități din uh, Republica Moldova, iată câteva consilii județene din, uh, din țară, inclusiv consilii locale, au luat acea simbolică. Declarație de unire sau se declară pentru această idee de, de unire de o parte și de alta a Prutului. Suntem la un moment de sărbătoare. Noi mâine sărbătorim, celebrăm, aniversăm 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România și se desfășoară într-adevăr tot felul de manifestări, tot felul de simpozioane, de spectacole, de activități care vin din diferite domenii, tocmai pentru a omagia un asemenea moment extraordinar în istoria românilor. Scopul nostru mâine este pentru a putea să subliniem că această dorință de unire nu a venit peste noapte, nu a fost un proces care să se desfășoare cu mare ușurință, din potrivă, au fost potiniri, au fost greutăți, au fost înfrângeri, au fost temeri. Și să nu uităm că vorbim de perioada Primului Război Mondial, 1914-1918, România intrând în 1916 după 2 ani de neutralitate, când marea problemă și era. Pe cine eliberăm? De partea cărei alianțe politico-militare intrăm în Primul Război Mondial în vara anului 1916 pentru a elibera pe frații noștri. Și s-a ales uh, varianta Singura părea, posibilă în momentul acela. Care părea uh, da. veridică la acel moment, așa este, de a elibera pe frații noștri cei mai numeroși, aflați sub stăpânirea străină, vorbim de cea austro-ungară, adică cei din Bucovina, din Transilvania și din Banat. Acest lucru s-a produs atunci, a fost un miracol. Încă istoricii au așa o nelămurire, și dacă vedem, mai ales în istoriografia străină, dar referitoare la problema românească, nu se explică, sau sunt așa niște explicații care parcă nu acoperă totalitatea totalitate această problematică. Cum s-a produs acea minune ca la începutul anului 1918 să fim? La un pas de disoluție, ca și stat, știm ce prevedea tratatul de, de la Buftea, și la sfârșitul anului să fim pe cai mari, România mare, practic. Nu a fost vorba de nicio minune. Pur și simplu suntem într-o situație de conflict militar, global, generalizat. Rusia este cea care va defecta prima. Din cauza mișcării socialiste, bolșevice, de mai târziu loviturile de stat care se petrec pe teritoriul fostului imperiu, este arestată familia imperială. Gândiți-vă la armata rusească care se afla pe teritoriul Moldovei în anul 1917, și vorbim la circa un milion de oameni care refuză să mai lupte și deja devenea foarte greu de controlat o asemenea armată care nu, -și, nu mai respecta ordinele, nu mai -și respecta comandanții, aveau reprezentanți aleși din rândul soldaților care spunea foarte clar că nu mai au de ce să lupte în România, ei nu luptă pentru o cauză străină, vreau să se întoarcă acasă, numai ca să, până să se întoarcă acasă au început să jefuiască uh, casele înstărite care existau în Moldova la vremea respectivă. Erau atacate depozitele și așa puține care existau la vremea respectivă. Familiile erau în nesiguranță, crimele, violurile care se produceau aici. Era un dezastru, tocmai în spatele frontului, iar victorile noastre de la, din vara anului 1917, de la Mărăș, Mărășești și Oituz, rezistența pe cereșoia, nu reușeau practic să fie, să încline balanța hotărât, într-un mod hotărât pentru România. Din potrivă, aveam să vedem că erau anulate tocmai de aceste negocieri politice care reproducea Rusia la vremea respectivă cu puterile centrale. Și atunci, în primăvara anului, sfârșitul anului 17, începutul anului 1918, eram practic izolați. Puterile aliate și-au retras reprezentanții, ambasadorii, toți reprezentanții străini cu care România avea această alianță politico-militară spuneau foarte clar că nu vor recunoaște nicio formă de tratat dintre România și puterile centrale. Pentru că știau că era singura modalitate pentru a apăra ființa statală care mai rămânsese în Moldova. Și să nu uităm că puterile centrale condiționau chiar și existența familiei regale, prin persoana, personalitatea, bineînțeles, a regelui Ferdina, și să nu uităm de Regina Maria, de a mai exista ca familie domnitoare în România. Iar România, nu știm dacă ar mai fi existat dacă războiul ar fi avut un alt curs. Și suntem în primăvara anului 1918, când, după armistițiu încheiat între România și puterile centrale, vine acel, spuneați, de bufte, după ce vine momentul de la București, condițiile unei păști separate erau atât de grele, încât exista un o mică, o, nu cred că mai credeau foarte mult în șansa de a fi salvată România. Dar, apăruse un element nou pe harta politico-strategico-militară Statele Unite, care intervenise în război, debarcaseră în Franța, pe teritoriul Franței, aveau să-și aducă contribuția la, uh, și sprijinul militar decisiv la schimbarea sorții războiului la timpul respectiv. Și, cum să spunem, momentul respectiv uh, se naște povestea Basarabiei din 1917. Nu este o situație izolată. Nu este un caz apărut peste noapte, care se poate studia în universitățile uh, care se ocupă de politologie, strategie, uh, partea de sociologie. Nu, trebuie să avem în vedere un fapt istoric. Erau doar uh, ceva mai bine de 100 de ani de când uh, provincia din stânga Prutului. Moldova de Est fusă să ruptă din corpul, din trupul țării Moldovei. Și acolo s-a păstrat acea credință a rădăcinii moldovenești. Rădăcina moldovenească care de fapt înseamnă o parte din ceea ce este ființa românească în întregul său. Când S-a produs războiul Crimei 1853-1856. Partea de sud a Basarabiei, județele Cahul, Borga și Ismail, aveau să revină la Moldova în 1856. Atunci Imperiul Țarist avea să fie cel care să declare public că aceste trei județe le va lua înapoi. Și momentul propice pentru ambiția expansionistă țaristă avea să petreacă în timpul războiului din 177-78, războiului ruso turc la care avea să fie implicată până la urmă și armata română de partea puterii țariste. Victoria avea să fie cu contribuție românească la victoria țaristă, română-țaristă împotriva Imperiului Otoman, în urma căruia. România practic ieșea ca o țară independentă, ieșea ca o forță, tânără forță victorioasă din punct de vedere militar neașteptat pentru Europa la timpul respectiv, pentru că nimeni nu dădea crezare tinerei armate române condusă de Prințul Carol că va putea face o asemenea figură glorioasă pe teritoriul de la Sud de Dunăre în Bulgaria. Chiar rușii prin telegramele lor, prin comandanților aveau să recunoască valoarea acestei tinere armate române și să accepte condițiile prințului Carol, adică acela de a comanda el însuși trupele și ruse și române. Iar strategia pe care a impus-o prințul Carol a fost tocmai de încercuire, de așteptare, de organizare, de, de uh, atac, acele atacuri repetate pentru ca fiecare redută să reprezinte un obiectiv militar aparte. Și totuși n-am putut să obținem independența, crezând că am terminat un război. Marile puteri aveau să se adune la Berlin și timp de o lună, în spatele ușilor închise, să negocieze dramatic fiecare punct din tratatul de pace de la Berlin. Da, despre românii au fost primit o delegație și se spunea că doar au fost auziți, nu și ascultați. Cu siguranță. Avem pe cei doi, vorbind de Cogălnicianu și Brătianu. Da. Momentul dramatic era, încă o dată, o încercare pentru frații noștri și basarabeni. O condiție pusă în a, pentru recunoașterea independenței românilor din recunoașterea independenței României era aceea că sudul Basarabiei, Cahul, Borga și Ismail, trebuia să reintre în, sub autoritatea Imperiului Țarist. Imperiul țarist, pentru a putea să-și achite datoriile, și mai ales pentru că nu respectau un tratat, existând la timpul respectiv între partea română și partea țaristă, a primit drept despăgubire de la Imperiul Otoman Dobrogea. Și cum existau acolo populații din partea creștină vorbind de Oltenia, de Muntenia, dar și din Moldova, dar și din Basarabia, dar mai, populația majoritară era cea musulmană, Dobrogea avea să fie considerată că poate să fie salvarea onoarei românilor prin uh, aceasta să fie acordată... Un fel de monedă de schimb a fost practic. Pentru noi aceasta. a însemnat, de fapt, un schimb de teritoriu românesc pentru teritoriul românesc. Pentru noi, a renunța la cele trei județe din sudul Basarabiei a fost o dramă. Nu vă ascund faptul că în 1978, în vara, toamna anului 1978, când se producea procesul de reglare aceasta politică, strategică, bineînțeles, organizatoric, administrativ, în care autoritatea română, populația, armata, instituțiile din sudul Basarabiei au trecut Dunărea și au trecut în partea de nord de a Dobrogei, fiind primele forme prin care statul român începea să se organizeze în Dobrogea după, la sfârșitul anului 178. După 450 de ani, ceva de genul acesta. Cu siguranță, pentru că acolo Mircea cel Bătrân, care a avut și sprijinul maghiar, se cunoaște mai puțin aceasta în luptele care au fost. Mult mai multe lupte s-au dat acolo. E o poveste puțin cunoscută vis-a-vis -vis de rolul țării românești în timpul domnitorului Mircea cel bătrân, asupra controlului Dobrogei. Și luptele care s-au dat, efectiv, au semnat de fapt, tocmai oprirea Imperiului Otoman de a, de a avansa expansiunea acestuia. Era în plină expansiune în peninsula balcanică. Iar Dobrogea avea un rol strategic. Întotdeauna, Dobrogea a fost o cheie importantă pentru Europa. Dar și pentru Asia. Ceea ce s-a înțeles foarte clar și la timpul respectiv. Chiar Mihai Eminescu avea să fie cel care să uh, declare că este împotriva momentului ca Dobrogea să uh, vină la România și să acceptăm pierderea celor trei județe. Eram la un moment dat, pe picior de război, cu puterea țaristă, șansele noastre erau foarte mici pentru a învinge un colos militar care exista pe teritoriul nostru și chiar Carol este cel care are demnitatea și curajul să treacă către trupele sale, da, la o parte în Altenia. care se afla în altean la da, vremea da. respectivă, să treacă în mijlocul trupelor rusești și acestea tocmai că au respectat demnitatea prințului român și aveau să l salute și bineînțeles să-i elibereze calea. De ce spun această poveste legată de istoria pe scurt, a istoriei Basarabiei? Pentru că la începutul secolului 20 în Basarabia exista um, o dorință latentă în care își vreau să-și asigure supraviețuirea, să-și asigure tradițiile. Să nu uităm că cimitirile sunt cele care de fiecare ne aduc, ne aduc aminte de cei care s-au jerfit, de cei care au murit cu speranța că nouă celor care trăim astăzi poate ne este mai bine decât le-a fost lor. Dacă nu atunci trebuie să ne facem datoria să ne împlinim vrerea pe care noi să o lăsăm oștenire celor care vin după noi. În Dobrogea aveau să ajungă la începutul secolului 20 reprezentanți ai comunităților din vechiul regat, dar și din teritoriul aflate sub stăpânire străină, chiar și din Basarabia, chiar și în Austro-Ungarie, chiar din Bucovina, din Banat. Spun asta pentru că este greu de înțeles astăzi când am și face această afirmație că, de fapt, procesul Mari Uniri pe care îl celebrăm anul acesta și mâine vorbim de momentul Basarabia, de fapt a început în Dobrogea. Acum 140 de ani. Anul acesta se împlinesc 140 de ani de când Dobrogea s-a unit cu România. Actele, și trebuie subliniat, documentele oficiale internaționale menționează unirea. Basa, unirea Bucovinei, pardon, unirea, că suntem cu toate, le luăm pe toate Ia. la rând, dar în primul rând vorbim de unirea Dobrogei cu România. Acum 140 de ani. Iar acolo s-a format, de fapt, și avea să se realizeze unirea, marea unire, înainte de a se împlini aceasta, în urma primului război mondial. Pentru că erau reprezentanți din toate comunitățile. A fost o durere pentru o parte a românilor, din Dobrogea, în momentul în care noi am intrat în primul război mondial și aveam în vedere să eliberăm pe o parte din frații noștri și nu pe toți. Gândiți-vă ce s-a întâmplat la 27 martie 1918, nu numai la Chișinul, la sfatul țării, când ideea unirii Basarabiei cu România avea să ajungă și în Dobrogea, la Tulcea, Cernavodă, Megidia, Constanța. Bucuria a fost imensă. Pentru că erau din urmașii celor care plecaseră din sudul, uh, sudul Moldovei, sigur că da. Și mai mult decât atât, Basarabia avea să fie apărată aparat, între 1918-1920, chiar de trupele române din Dobrogea, vorbim aici de divizile 9 și 10 Infanterie. Aveau să reacționeze puternic împotriva mișcărilor... Uh, Bolșevice, din 1919 mai ales. Chiar un general avea să cadă la datorie. Pe fondul acesta, în care vorbim de, de implicarea tuturor românilor în realizarea actului de unire, trebuie arătat ceva. Ce s-a întâmplat oare la București în timpul anului 1918? Era Bucureștiul pregătit pentru unirea Basarabiei cu România, Iașul unde se afla uh, practic autoritatea regală, armata. Partea liberă a României era pregătită pentru unirea cu Basarabia, nu s-a pus niciodată în discuție o asemenea problemă. Problema noastră era doar când și cum putem să o facem. Dacă la București vorbim de Alexandru Maghiloman, el avea să se confrunte cu o dilemă puternică. Puterile centrale acceptau ideea de unire a Basarabiei cu România cu o condiție dramatică tot pentru români. Vedeți cum se repetă istoria. Să se renunțe la Dobrogea în favoarea Bulgariei. Să se renunțe la cresele munților noștri în favoarea Austro-Ungariei. Bogățiile României, care și așa erau la momentul ăla puternic exploatate, deja nu mai aveam clopotele în bisericile noastre, care luaseră drumurile Germaniei, Trebuiau să, trebuia să, trebuie să îndeplinim foarte multe condiții. Și tot ca o monedă de schimb, venea acum Basarabia la România. Mariloman a înțeles foarte bine acest lucru. Tratativele erau dure. Dacă puteți să vedeți ce independență aveam noi, era faptul că trebuia să acceptăm deplasarea trupelor germane și austro-ungare când vreau ele, cum vreau ele, pe teritoriul care să ducă pe partea de sud a Basarabiei ca să ducă trupele respective la Odessa. Practic, nu. era o independență formală. Dar eram singuri, din potrivă creștea pericolul ucrainean, care inițial s-a opus ideilor bolșevice ale lui Lenin, și face o adunare mare, frumoasă la ei, la Kiev, printre care au spus, Doamne, noi anexăm și Basarabia. Fără să-i întrebe pe nimeni dacă vor sau nu vor. Acum mai erau și bolșevicii, care nu puteau să accepte ideea că Revoluția lor se oprește doar la granița Rusiei. Ei visau la Revoluția Mondială Bolșevică. Și cum? Basarabia să fie altceva decât ce își propuneau ei. Dar, de fapt, mai exista o latură pragmatică, materială. În Basarabia, poziția strategică pe care o avea, și o are Basarabia și astăzi, le se adăuga depozitele numeroase cu tehnică militară, cu armament, cu muniție, cu provizii, pentru că erau, provizii, erau depozite ale armatei țariste. Armata care era în disoluție la timpul respectiv. Resursele noastre erau pe terminate trebuia să luăm o decizie. Reprezentanții sfatului țării de la sfârșitul anului 17 și declarați autonomia. Pe aceea vedem că avem Republica Moldovenească autonomă, da? Pe aceea avem Republica Independență. Independentă în ianuarie, da. E bine, nu reușea să facă față dezastrului care se petrecea în Basarabia. Era o dezordine, o nesiguranță. Puteai să ieși din casă să nu te mai întorci. Până și minoritățile din Basarabia aveau să înțeleagă că revenirea Basarabiei acasă la România ar aduce nu numai pacea, dar și și siguranța vieții, proprietății și drumul care din totdeauna spunem că România este cea care se află în poarta Europei. Acel moment în care se lua și eram în această dilemă, spuneți că nu s-a pus, sau să spunem așa, nu s-a pus problema uh, miracolului. Cu toate acestea avem un alt moment în istorie și anume am fost în tabăra învingătorilor și la sfârșitul primului război mondial am fost în tabăra învingătorilor vi, în și la sfârșitul celorlalte la război mondial. Doar că am fost soarta noastră a diferiți. fost cu tot, am fost tratați cu totul fost și cu totul diferit. Gândiți-vă, dacă în primul război mondial nu s-a considerat nicio clipă că am fi trădat pe aliații noștri. Acest lucru nu a mai fost valabil pentru al doilea război mondial în al doilea război mondial a fost un act unilateral, luat într-un moment în care s-a considerat 23 august, s-a considerat ca fiind un eveniment care dacă e momentul ar fi fost să zicem scăpat nu mai putea să se repete, era prea târziu din foarte multe puncte de vedere dar din punct de vedere al negocierilor, ale tratatelor noastre, ale uh, comunicării cu partea externă, uh, noi am desfășurat de fapt la 23 august 1944 un act unilateral care practic nu avea să fie luat în calcul de către nicio mare putere. Deși sacrificiile au fost enorme și pe frontul de vest. Iar drama a fost imensă prin arestarea sutelor de mii de militari după 23 august 44 pentru că au îndeplinit un ordin și după aceea aveau să sufere pentru că și-au îndeplinit misiunea pentru a-și apăra țara în lagărele, gulagurile din Siberia, iar ce au pe frontul de vest, când s-au întors acasă, aveau să vadă că nu mai pot să intre cu trupele lor în garnizoanele de unde plecaseră, aveau să vadă că nu mai erau primiți în armată sub diferite aspecte motive pentru că se organiza armata, se desfința armata română regală și se înființa armata populară. Dramele erau colosale. În această cauză, gestul de la 23 august, lovitura de stat, tocmai asta a încercat să prevină dezastrul care nu a putut să le evite până la urmă, România, prin care a intrat sub ocupația Uniunii Sovietice, și, bineînțeles, nu i s-a recunoscut, recunoscut nici uh, calitatea de cobeligerant co co uh, prin efortul depus pentru luptele care, la care au participat uh, pe Frontul de Vest. Adică, spunem noi Frontul de Vest, dar, de fapt, este lupta împotriva uh, trupelor uh, germane uh, la timpul respectiv, în 1944-1945. Am ajuns până la 100 km kilometri de Praga, acolo am fost opriți, pentru că nu trebuia să luăm cu nimic din măreția victoriei armatei ruse să o știrbim prin prezența noastră. Avem o întâmplare. Când o unitate de tancuri română ajunge la Viena, a ajuns prima, înaintea trupelor uh, sovietice. Și din cauza asta nu se știa cum să le retragă mai repede puterea sovietică, pentru că acestea nu aveau ce căuta acolo. Iar cei care au reușit să ajungă acolo, au, au să aibă de suferit. Pentru că au avut acest curaj de a arăta cât de bine putea să-și îndeplinească soldatul român o îndatorire dacă beneficiază de tehnica corespunzătoare momentului. Din cauza aceasta, 1917 a demonstrat că armata română, dacă este înzestrată corespunzător, poate să lupte de la egal la egal cu orice armată a lumii calitatea din totdeauna, a militarului român, moralitatea lui și mai ales mândria de a-și face datoria față de țară, să știți că sunt calități de nele egalat. Nu spun că sunt român, nu spun că sunt patriot, nu spun că sunt uh, iubitor de țară și asta. O spun tocmai pe baza documentelor istorice care provin din arhivele noastre, care provin din recunoașterea internațională. Deci, demonstrează de fiecare dată. Iar ceea ce face armata română astăzi nu vine decât să întărească faptul că România se bucură și este apreciată pe plan internațional și datorită instituției armatei române. Iar în 1918, când Sfatul Țării solicitase intervenția armatei române, armata română și-a început cu stângul pentru că au trimis câteva trupe considerând că bolșevicii sunt doar... Detașamentul ardelean sau în orice Era da, să... un detașament, erau foarte bine organizați ardelenii din punct de vedere militar, erau o structură, luptaseră pe frontul de... împotriva Rusiei la timpul respectiv, aveau să devină prizonieri ai armatei țariste, sunt organizați în peninsula Crimei și după aceea devin o structură militară distinctă, așa cum se întâmplase și cu alte comunități, cu sârbii, cu cehii, cu, uh, care au fost uh, să zicem, au, au fost prinși pentru că e greu să spui prizonier că la un moment dat au refuzat să lupte pentru o cauză străină. Uh, și de aici uh, ideea de libertate nu apare de asta spun eu vise cu folosesc cuvântul minune, pentru că nu apare peste noapte. Uh, în perioada uh, de început de secol 20 erau foarte criticate imperiile respective, deoarece erau închilozate într-o structură, într-o mentalitate învechită. În progresul tehn tehnic la timpul respectiv, să nu ne să nu aminte de dezastru care s-a întâmplat cu Titanicul. Venea tocmai ca să demonstreze forța tehnologiei la timpul respectiv, dar era și un rezultat al curselor în armări dintre uh, Anglia, Marea Britanie și Germania. Și pe fondul uh, dezastrului, războiul avea să fie amânat. Declanșarea războiului avea să fie amânat. Pentru că toți au înțeles, indiferent de ce parte se afla, că un asemenea dezastru afectează moralul tuturor. Și atunci s-a ajuns la o amânare a luptelor. Războiul se dorea. În armarea nu s-a făcut într-un an, doi. Vedem și astăzi. În armarea se face cu mult timp înainte. Pericolul de război există întotdeauna în istoria, pentru că o parte, avem o latură în noi, în specia noastră distructivă. Și asta este cea care hrănește ideea de război. Iar ambițiile care nu reușesc să fie duse într-o comunicare și nu se ajunge la masa tratativă, să nu uităm că perioada interbelică, după primul război mondial, după pacea de la Paris, după ce avem ă, practic stabilite hotarele, s-a recunoscut la Paris, practic toate deciziile și hotărârile luate uh, prin propria voință a basarabenilor, a, a celor din Bucovina, a celor din Transilvania, de unire cu România, și avem după aceea și Serbia, se vorbează de fapt regatul lui Iugoslaviei, după aceea vorbim de Polonia, de Ceoslovacia, ei bine, în perioada că toate aceste decizii au fost contestate. Și astăzi sunt contestate. Avem un exemplu care se numește Trianon. Și vom vedea, începând de anul viitor, cum vom va trebui să facem față unei presiuni crescânte, tocmai a, a condiționării și mai ales a atacării acestor tratate din 1920, care, într-un fel sau altul, practic reprezintă harta Europei pe care o avem astăzi. Bineînțeles că al doilea război mondial avea să aducă modificările, dovadă că. În 1940 aveam să pierdem din nou Basarabia pentru 4 ani, nu în, în 41 o recuperăm, dar în 44 aveam să o pierdem și asta ce se petrece la Chișinău, ce se petrece în Republica Moldova, aminteați foarte bine de aceste simbolice acte de unire, vin de fapt să arate voința populară. Numai că istoria, care se scrie în Basarabia, am mai adăugat câteva pagini care nu existau înainte. Avem o altă uh, prezență etnică decât o aveam la 1918. Uh, avem uh, presiunile, scopurile, interesele sunt cam aceleași. Când spuneam că armata română în 1918 a intrat în, în Basarabia, a fost tocmai pentru menținerea ordinii și disciplinei și siguranței. Au fost anihilate aceste acțiuni bolșevice de răsturnare, pentru că s-a încercat chiar arestarea uh, guvernului uh, sfatului țării la timpul respectiv. Ei bine, chiar Marghiloman ajunge, uh, a, uite, chiar acum 100 de ani suntem astăzi, pe 26 martie 1918, avea să ajungă la Chișinău, pe 27 avea să fie în sfatul țării. Unde să prezinte punctul de vedere al României pentru unire, dar a cerut delegației române să se retragă pentru că decizia trebuie luată doar de membrii Sfântului Sfântului. Sfatului țării. Și acolo, în după-amiaza zilei de 27 martie 1918, avea să fie nu numai primăvara unui anotimp, unei chinoți. Ce avea să fie primăvara românilor din 1918. Pentru că avea să se unească atunci Basarabia cu România. De fapt, atunci se unea Moldova cu Moldova, pentru că România nu avea decât. Se mărginea la partea de, de Moldova. Nu, restul era sub. Nu, ocupație. nu, nu, Vorbim de România. Pentru că cel de care. Ca reprezentantul da. guvernului, da, situația în care ne aflăm. Situația în care ne aflăm. Dar noi mergem va... pe situația juridică. Margiloman era reprezentantul guvernului României, care era la București da. și era partea care uh, negocia cu uh, puterea ocupantă la timpul respectiv. Dar este adevărat că Pacea Marghiloman a fost înfierat, că era de partea puterilor centrale. Că... Era deci, german sau cel puțin așa era perceput uh, în vremurile respective. A fost omul de sacrificiu. Uh, trebuie să punem uh, povestea istorică la locul ei așa cum s-a petrecut. A fost omul de sacrificiu care, cum a purtat negocierile, a reușit să păstreze uh, Dobrogea, amânând momentul unei discuții până să se ajungă la momentul de tratative la masa păcii și să se accepte actul de unire de la Chișinău cu România. Este o calitate politică care a, fost, a avut și el inimicii lui politici. Din păcate la noi în România cred că suntem prea politizați și din dintotdeauna nu am fost prea politizați. Evenimentele naționale aparțin tuturor. Prezența la un eveniment al comunității, indiferent că vorbim de comunitatea locală, regională, națională, trebuie să ne reprezinte pe toți. Trebuie să fie, practic, elementul nostru identitar. Împreună facem un eveniment, nu separat. Nu-l face o persoană, nu-l face un grup restâns și niciun caz doar în motivul electoral. Ce s-a întâmplat în martie 1918 n-a avut nimic, la momentul acela, n-a avut nimic politic, decât național. A fost o conștiință națională. Este adevărat, această conștiință națională nu s-a trezit dintr-o dată. Au fost mai multe etape. Vreau să spun că basarabiei noștri s-au mișcat destul de greu față de celelalte popoare, vorbind de cele țele balcanice, baltice tocmai. Vom avea un congres în 1917 al soldaților basarabeni. Ei luptaseră pe toate fronturile Imperiului Țarist. Aveau deja un alt orizont, o altă cultură. Aveau cunoștință de ce se întâmpla și ce se dorea din partea altor comunități. Altor țări care se aflau în cadrul Imperiului Tsariz uh, uh, la timpul respectiv. Dar nu înseamnă că au reușit imediat să-i trezească pe noi și să spună, acum este momentul, haideți cu toții. Nu. Au trebuit să intervină mai multe elemente mai grave de nesiguranță și mai ales amenințarea care venea din jurul uh, Basarabiei pentru a spune, nu se poate. Acesta nu este momentul în care noi trebuie să spunem ce vrem. Și așa s-a se să se producă și momentul de la uh, 27 martie 1918, avem chiar uh, o singură minoritate care s-a abținut de la vot, cea poloneză, pentru că considera că istoria urma să aibă o altă pagină în care, bineînțeles, se gândeau la rolul Poloniei care avea să joace în 1919, să nu uităm propunerile care au fost făcute de către Polonia în uh, 1919 României pentru a împărți partea de la nord de România, care să, să vorbim de Ucraina, de a se împărți între Polonia și România. România a refuzat. A spus, nu, noi vrem doar să ne apărăm teritoriile românești. Cele care aveau să adere la România tocmai prin actul de unire. Și unul dintre reprezentanții noștri, cei mai vocali, cu o imagine extraordinară, în diplomația internațională, pe lângă oamenii noștri politici extraordinari care m avut la timpul respectiv. De asta spun, această conștiință națională a existat, a funcționat. Dar nu a venit peste noapte. Ea pornește culmea, vorbind de 1918, dar dacă nu ducem în istorie, vorbim de Revoluția Pașoptistă. Aceste idei aveau să clădească, practic, acea stare de spirit care nu întâmplător la 1918 capătă o forță națională. V-am dat exemplu cu Dobrogea, cu unii sufereau, alții se bucurau. Și cu Marea Unire, de fapt, se realiza întâi în Dobrogea. Ei, gândiți-vă că vine Regina Maria, merge la Paris, negocierile nu erau chiar favorabile României, chiar dacă era țară învingătoare. Din potrivă, se puneau tot felul de condiții. Am avut acele momente în care se pleacă de la Paris, de către premier în funcție. Deci, sunt Brătianul care se retrage de acolo, nervos, pentru că se punea în discuție problema banatului. Iar Brătianu a spus, am avut o înțelegere cu voi, acea înțelegere secretă, vreau să o respectați. În schimb, Wilson a spus, pe mine nu mă o nicio înțelegere secretă. Eu iau doar în calcul voința populară. Și așa se explică de ce provinciile românești care s-au unit în 1918 au intrat la această categorie de recunoaștere a voinței populare, Aveam deja acte făcute ca și ale voinței populare. Chiar dacă adversarii Unirii Contestou. ne reproșează da, și ne reproșează și acum această situație că armata care a intrat în Basarabia, armata care a intrat după aceea în Bucovina, ar fi influențat. Decizia românilor Basarabeni sau românilor Bucovinei. Vă spun că aceeași acuzație ar fi fost și dacă armata n ar fi. Intrat. Cu siguranță. Pentru că dacă ar fi zburat păsările dinspre Moldova, spre teritoriile românești, e clar că erau trimise de noi pentru a influența vremea la momentul respectiv. Este o glumă forțată, dar arătăm că se care căutau, care da. căutau tot felul de pretexte și motive. Gândiți-vă că în, la începutul anului 19. Ce coincidență! Se produc atacurile bolșevicilor din partea de nord a Basarabiei și a Bucovinei, ceea ce vorbim de ianuarie-februarie, și după aceea avem în martie-aprilie în Transilvania. Avem statul bolșevic Mai, ungar. Da, da. Sigur că. Da. Ei, puteți să vă închipuiți că trupele române din Dobrogea aveau să acționeze și în Basarabia, împotriva acestora și o să găsim o parte alături de trupele române plecate din Oltenia de data aceasta sau din Moldova spre Transilvania, aveam să avem și trupe uh, prin două regimente 9 și 10 vânători, adică vorbim de structuri militare de elită la vremea respectivă, ca să vă înțelegem noi vorbim, cum am spune astăzi, de regimentul 30 gardă, Mihai Viteazu că erau regimentele de elită aveau să participe uh, la oprirea acțiunii bolșevice maghiare și după aceea la re respingerea acestea până la Tisa. Și evenimentul avea să petreacă pe 19 și 20 aprilie 1919. De asta spun datele sunt foarte apropiate. Deci, noi ne-am aflat într-o stare de război. Iar în Sud vor începe comitagii din Bulgaria care să atace în zona Cadilaterului și ataca populația pașnică, le, le distrugeau proprietățile. Deci, noi, practic, Deși se terminase primul război mondial, noi eram în acțiuni militare. Aici este o dramă pe care o registrăm doar noi și pe, la masa păcii de la Paris, unde se desfășură acele tratative, mai avem și neșansa ca o parte din reprezentanții diplomației, în special Marii Britanii, să condiționeze recunoașterea actelor de unire de tot felul de elemente mai mult sau mai puțin importante. Aici intervine Regina Maria, care, având această origine britanică, a avea să intre foarte ușor în comunicare cu toți reprezentanții aflați la negocieri respective și să aducă lămuriri. Deci noi am venit pregătiți. Vreau să spun că fiecare țară, indiferent că era învingătoare sau învinsă, a venit cu punctul de vedere și l-a formulat cât a putut de bine. Noi am venit cu voința românilor. Și aici când vorbesc de români, vorbesc de cei care trăiau pe teritoriile respective, nu neapărat etnici români, ci vorbim și de minoritarii respectiv la timpul respectiv. Pentru că noi spuneam foarte clar și documentele noastre, fie din Basarabia, fie din, de la Cernăuți, fie de la Alba Iulia, menționează foarte clar egalitatea între, între aceste comunități etnice, indiferent de religie. Și cu aceste documente la Paris, Regina Maria este cea care reușește să tempereze, să spunem, elementele potrinice nouă și să se accepte această Românie mare, frumoasă, dar nu s-a oprit aici. Regina Maria avea să treacă. Atlanticul și să ajungă în Statele Unite ale Americii. Nu avem astăzi încă niciun reprezentant care să fie avut, de dus sau mai dus și alții, așa, dar n-au avut, să spunem, impactul public cum l-a avut Regina Maria. Regina Maria străbătea orașele importante din America și era primită ca o personalitate a lumii era o regină nu mai frumoasă, nu mai cu o, o, o anumită mentalitate uh, potrivit perioadei interbelice de secol 20, dar era văzută ca un vizionar. Și acest vizionar este cel care și-a susținut soțul, pe regele Ferdinand, când stătea în acea grea îndoială dacă să urmeze calea unchiului său, regele Carol I, de a lupta alături de Germania, pentru că aveam un tratat secret un tratat secret care ne obliga practic să fim de, alături de putere centrale Dar era da, însă defensiv era o virgulă acolo da. care spunea numai în, pentru apărare da. sau să răspundă dorinței populare de unire și a avut înțelepciunea și aici este și meritul reginei, bineînțeles este și meritul clasei politice la timpul respectiv care, să ne aducem aminte, unul care era potrivnic ideii de a intra în România alături de puterile uh, triplei înțelegeri, de Franța, Anglia și Rusia, spunea că își va trimite fiii pe, pe câmpul de luptă, vorbind de uh, omul politic pe Da, dar el nu va renunța la uh, gândul că cea mai bună soluție ar fi fost să intre de partea Germaniei. Și nu întâmplător, Marghiloman este cel care se retrage, spuneam în 1918, chiar de la sala, din sala cea în care se desfășurau, vedem și astăzi. Păcat că nu e restaurată, cum ne-am așteptat, dar ceea ce s-a petrecut acolo avea să fie, de fapt, semnalul că românii pot să trăiască în aceeași casă și să avem răbdare și visul se va împlini, indiferent de pretențiile și orgolile marilor puteri. Da, sunt foarte multe lucruri de spus. Ați atins fațete ale problemei, iată, care sunt mai puțin cunoscute. Și asta pentru telespectatori e foarte bine să-și facă o imagine a celor ce s-au întâmplat atunci. Și a fost posibil atunci. Uh, unirea Basarabiei a urmat în toamnă unirea Bucovinii și a celorlalte teritorii, dar și problemele care au urmat. Ați atins și această, pu chiar puțin cunoscută, faptul că la noi nici războiul nu s-a terminat în 1918, s-a terminat abia în 1919, iar situația a fost așa fluidă, să spunem așa, până în 1920, practic, când se termina și conferința. Și să nu uităm de că un rol important în apărarea Marii Uniri vor avea tocmai și gorjenii prin militarii, prin cei care au rămas acasă, prin cei care aveau să treacă după aceea în teritoriile care s-au unit pentru a crea elementele de coeziune, pentru că unirea a fost făcută, dar după aceea au trebuit mulți ani ca aceasta să fie și împlinită prin toate. Cu siguranță ar mai fi și alte lucruri. Tocmai, Timp, da. Timpul acordat emisiunii noastre s-a terminat. Vă mulțumim pentru această veritabilă lecție de istorie în zi mare, pentru că mâine este unire, să sărbătorim cei 100 de ani de la Unirea Basarabiei. Și cu Trebuie Bucurin. să spunem tuturor sus inima români. România să trăiască! România să trăiască. Mulțumim domnului Costin Scurtu pentru această emisiune. Mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată. La revedere!